de astăzi. Dăm cuvântul domnului primar să ne citească dispoziția de convocare, nu, de fapt, dă de dispoziție, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Comunei Bursănești, județul Bacău, data 24 iulie. Dăm cuvântul domnului primar să ne citească proiectul de după ordinea de zi. Domnule, dați-mi voie să vă punem dispoziția numărul 101 din 20.07.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local a Comunei Bursănești cu data de 24 iulie 2020, orele 13, la sediul primăriei Comunei Bursănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de privind aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bursănești, județul Bacău. Punctul 1.2, proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești pe anul 2020. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unui server pentru stocare date și utilizare în programe informatice pentru Primăria Comunei Bursănești, județul Bacău. Punctul numărul 4, prezenta hotărârii, prezentarea în conformitate cu prevederile articolului 225 alineatul 2 din codul administrativ aprobat prin ordonanța de urgență numărul 57/2019 cu modificările și completările ulterioare a rapoartelor de activitate ale consilierilor locali ale vicei primarului comunei pentru perioada 2018-2020. Și punctul numărul 5, diverse. Articolul 2, prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Discuții? Da. Bună, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supunem la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 23.06.2020. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi primul proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bursănești. Primarul Comunei Bursănești propune, articolul 1, se aprobă modificarea structurii de funcții publice, respectiv a statului de funcții al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bursănești, de sub acolo prin 1. Transformarea postului de consilier achiziții publice, grad profesional asistent ocupat de doamna Chirulă Grăbioană, în postul de consilier achiziții publice, grad profesional principal. Punctul numărul 2. Transformarea postului de inspector urbanist, grad profesional asistent ocupat de doamna Paisa Camelia și postul de inspector urbanist, grad profesional principal, conform anexelor 1, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Prevederile prezente hotărâri aprobă hotărârea Consiliului Local Bârsănești, numărul 1 din 31.01.2019, articolul 2, prezenta hotărâre se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Agenției Naționale de Funcționarilor Publici, a prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale. Mulțumesc! Discuții la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm cuvântul domnului primar să citească punctul 2 de ordine. Eu am să-ți citesc întâi referatul de aprobare pentru rectificare bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Bursănești pe anul 2020. Văzând raportul compartimentul de specialitate, domnul de doamna Chirulă Cămioara, înregistrat numărul 2892 din 17.07.2020, factura numărul 1055 din 26.05.2020 pentru obiectivul de investiții, modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bursănești, județul Bacău, în valoare de 672.622 de lei, lucrări finanțate prin PNDL 2, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli prin hotărâri de Consiliul Local. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești pentru anul 2020. Primarul Comunei Bursănești propune. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Comunei Bursănești pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul
2, prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la întreprindere de către primarul Comunei Bârsănești, compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul Local, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județeană Finanțelor Publice Bacău, trezorerii Onești, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul comunei conform dispozițiilor legale. Noi, practic, rectificăm suma care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării, trebuie să o introducem în bugetul nostru și să o tirăm către firma executantă, Conex Trust. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi punctul 3 din ordinea de zi. Referat de aprobare în sprijinul proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui server pentru stocare date, utilizare, programe informatice pentru primăria Comunii Bârsănești, județul Bacău. Având în vedere raportul doamnei Grecu Georgeta, referent operator rol fiscal, în cadrul compartimentului de colectare impozite și taxe locale și executare silită al aparatului de specialitate al primarului Comunii Bârsănești, județul Bacău, cu numărul 2460 din 2306-2020, precum și avizele Consiliului de Specialitate ale Consiliului Local Bârsănești, necesitatea și oportunitatea de achiziționare unui server pentru stocare date și utilizare programe informații pentru Primăria Comunei Bârsănești, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui server pentru stocare date și utilizare programe informații pentru Primăria Comunei Bârsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune: articolul 1. Se aprobă achiziționarea unui server pentru stocare date și utilizare programe informații pentru Primăria Comunei Bârsănești, județul Bacău. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, compartimentului buget, finanțe, contabilitate, al aparatului specializat, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții? Mai scrie ceva? Spune domnul primar. Pe lângă server să arașa cumva să ia cameră de la vedere? N-am înțeles ce a spus. Pe lângă server să iașa cameră de la vedere? Deci serverul nu are nicio legătură cu camera de la vedere. Serverul este un aparat care stochează toate datele financiare, contabile și de camera agricolă, registru agricol pentru primărie. N-are nicio legătură cu camera. Deci el pentru asta este. Noi avem serverul, are 6 ani de când e cumpărat. Știți cum programele informatice se schimbă de la zi la zi, apar tot felul de programe noi, nu mai face față. Adică se blochează, este de genul ăsta. În urma celor de la SOBIS care se ocupă cu partea de mentenanță, deci singura soluție ar fi să-l schimbăm, să luăm nu neapărat mai mare ca bază, dar mai performant ca programe. Da, asta dacă pot să iau și o comandă, el poate scot acum la urmă și imagine captate de camere de supraveghere sau... E o diferență mare, din cauza că el pur și simplu nu este, deci el nici nu are placă video, are placă video de bază, deci e ceva simplu. Deci partea lui este parte de Word, Excel, deci toate programele care sunt cu cifre, cum ar veni. Da, litere și cifre. Dar totuși raportată la sumă, mă gândeam că zic, poate are o calitate mai bună. Nu, deci pentru partea aia sunt MVR-urile sau DVR-urile, care sunt separate, deci nu au nicio treabă. Dar bine, ele sunt, noi le avem, dar nu e o problemă. Da. Dar el este separat, deci nu are nicio legătură. Deci, achiziția noastră trebuie să fie separat. Da, deci nu are nici. V-am spus, serverul este total diferit de partea, deci este server de date, chiar așa se cheamă, server de date. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Potriva, abține? Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul 4 după ordine, se prezinte punctul 4 după ordine de zi. Raport de activitate iunie 2018, iulie 2020. În perioada iunie 2018 până în prezent, activitățile la care am participat în această perioadă au fost diverse ca nivel de activitate și multiple ca număr de activități.
activități. S-au continuat lucrările la obiectivul modernizare drumul locale DC-158 Bârsănești, fiind realizat în prezent în proporție de 90%. S-a definitivat obiectivele de investiții, reface împrejmuirea accesului școala gimnazială Sat Brătești, comuna Bârsănești, județul Bacău. Reface împrejmuire și refacere canalizare menajeră și fluvială școala generală Bârsănești, comuna Bârsănești. Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii situat în satul Bârsănești, zona Glodursul, comuna Bârsănești, județul Bacău. Prevăzute cu LED și pe așa. Cum așa? Așa, amenajare la teren. S-a continuat iluminatul stradal cu LED-uri în toate satele din comună, altfel am realizat înlocuirea în procent de 90%. S-a realizat cadastrul la 5 trupuri de izlaz comunal, școala Gurabăi, teren de sport aferent școlii Glodosul, drum comunal de DC-153 Caraclău. S-a definitivat lucrările la obiectivul de investiție finanțat prin PNRL 2, modernizarea rețelei de drumuri locale, comuna Bursăși după fiind, realizat în proporție de 40%. Avem contract cu AFIR pentru obiectivul de investiție construirea centrului tineret pentru activități culturale în comuna Bârsănești, județul Bacău, fiind în fața de verificare a proiectului tehnic de către AFIR ulterior, urmând începerea execuției lucrărilor. Tot cu AFIR avem contract de finanțare pentru achiziționarea și dotarea în vederea valorificării tradițiilor locale în comuna Bârsănești, județul Bacău. Așa, costume, privind achiziționarea număr de 7 costume populare de băiat și 8 costume populare de fată, achiziția fiind finanțată prin integral de AFIR. S-a achiziționat un bazin colector de 10 metri cubi pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Brătești. S-a executat proiect tehnic pentru obiectivul de investiții modernizare drum spre mănăstirea Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău, acesta fiind un obiectiv important din punctul de vedere al turismului monahal. Se întocmește proiect tehnic pentru lucrări de reparație și amenajare teren de sport, teren de fotbal, zona Rădubenie, comuna Bârsănești, județul Bacău. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și operatorilor economici de pe raza comunei Bârsănești, s-a achiziționat și o vitanșă. Deoarece facem parte din ADIP, în această asociație, desfășurându-se programul operațional de infrastructură Mare Poim, de alimentare cu apă, a localităților am achiziționat terenurile unde vor fi amplasate puțurile și rezervorul de apă prevăzut cu stație de clorinare și tratare. Un proiect important care va contribui la ridicarea standardului de trai în comună este înființarea rețelei de gaze naturale, fiind în faza RSF. În fiecare an au fost alocate fonduri pentru sprijinirea cultelor religioase din comuna Bârsănești. Au fost alocate fonduri pentru susținerea financiară a Asociației Sportive Bârsănești și Ansamblul Folclorului Brâu Bârsăneștean. Fiind membru în Consiliul de Administrație ADIP și ADIS, am participat la ședințele acestora. Am organizat manifestări culturale, distractive și sportive în vederea promovării comunei pe plan local. Am contribuit la rezolvarea problemelor de orice fel a tuturor cetățenilor localităților noastre în spiritul legii. Acestea au fost în mare parte activități la care am participat în calitate funcție pe care o ocup, iar în celălalt ce țin de atribuțiile serviciului ale acestuia. Speranțele mele nu se opresc aici, dorința mea este aceea de a avea cât mai multe proiecte finalizate. Mulțumesc! Da, acum nu știu dacă să citesc și eu sau nu, sunt mare parte, cred că aproape 90% sunt aceleași activități că le-am făcut împreună. Nu știu dacă am făcut ceva să nu facem, să le facem separat. Dumneavoastră, dacă vreți să vă mai citiți vreo unul raportul? Nu. Atunci, dă cuvântul. Dacă pot să fac publici pe site-ul, da, să fac. Corect. Da, la ședința trecută și la câteva ședințe înainte, domnul Lucian Enache și o parte din consiliere au solicitat prezența doamnei directoare la ședința din Consiliul Local. Dânsa ne-a onorat cu prezența. Domnul Enache, vă rog frumos. Da, așa cum știți, școala din Albere, de la noi cu clasele 1-4, de care se ocupă un singur cadurizat. Cred că acum 2 ani de zile, sau dacă nu chiar mai bine, am solicitat, pentru că nu era conectată la internet, să se facă un abonament și școala respectivă să fie conectată la internet, așa cum este normal, pentru că vă dați seama că ocupându-se un singur cadru didactic era foarte greu și a ajutat foarte mult. Am insistat de mai multe ori, la câteva ședințe, am solicitat atunci prezența doamnei directoare. Din păcate nu s-a realizat, am înțeles că acum cadrul didactic care se ocupă și-a băgat pe numele dumneiei și a tras internet acolo. Nu știu dacă este normal.
Și vreau să întreb pe doamna director, de ce nu s-a putut realiza acel proiect? Sau dacă efortul a fost, era, este, sau era atât de mare, încât nu s-a putut băga în internet pentru spate. Bună ziua și în primul rând, mulțumesc că m-ați invitat la această ședință și pentru privința faptului de a elucida anumite probleme. Am să răspund exact problemei privitor la școala Arbele. Într-adevăr, au fost făcute presiuni pentru a avea internet la această școală, dar dumneavoastră știți, sau dacă ați participat la toate ședințele Consiliului Local, școala Arbele era spre desfințare de acum câțiva ani, ca să spun. Nu puteam să-mi permit o cheltuială pentru că dacă faci un contract și pe un an de zile sau pe doi sau cum fac ei în protocolul acela, să dau niște bani pentru ceea ce, dacă școala nu mai există. Deși, domnii consilieri, sunteți aici, domnul primar, domnul vice, știți foarte bine ce, deci școala Arbele nu trebuia să existe nici anul acesta. Domnul Ion știe foarte bine cât soția dumneavoastră cunoaște mai bine și dânsul. Nici acum 2 ani, nici acum 3 ani. Pentru că acolo suntem sub numărul efectiv de copii, deci avem o clasă cu 0,4. Gândiți-vă cu 0,4. Deci din urmă nu mai vine niciun copil la grădiniță. Noi am sperat în ideea, deci făcând demersuri și tot felul de memorii la inspectorat, pentru a ține totuși copiii în comună și poate, pentru că vedeți că mai sunt și fluctuațiile acestea, părinții prea cu copiii se întorc prea și cum s-a mai întâmplat și cu această ocazie cu pandemia, am considerat că totuși mai putem ține pe loc și această școală. Deci cei care sunt implicați direct, domnul primar, domnul vice și care sunt, au fost mai aproape de mine și știu foarte bine și dumneavoastră știți că ați aprobat și proiectul planului de școlarizare, la care am făcut mai multe demersuri prin Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral și tot așa. Deci motivul pentru internet a fost pentru că școala era pur și simplu, deci de acum 3 ani, spre presfințare. Deci consideram că iar acum, ca să vă asigur pe toată lumea, deci noi trebuie să luăm toate măsurile pentru a avea internet la Arbele. Iar doamna Balcan, dacă și-a pus internet, nu-i nimic rău și-a pus internet. Și eu am internet pe telefon și fiecare doamnă, dumneavoastră, cred că aveți, să folosește și dânsa de internet, e și pentru copii, adică pentru clasele 0-4, când acei copii nu se pot încheia nici la șireturi, nu când am găsit oportun, să nu credeți în mod greșit, dar, deci, pur și simplu, chiar atunci nu era oportun. Deci asta este motivul. Adică eu credeam că dumneavoastră o să mulțumiți pentru faptul că eu, ca director al acestei școli, pe toată comuna, eu m-am zbătut foarte, foarte mult să mă mințit și școlarele. Deci foarte mult m-am mințit. Aceleași eforturi le-am făcut vreo 10 ani pentru 5-8 la școala Caracolo, nu faptul că sunt de acolo. Pentru mine nu contează că-i Brătești, că-i Ardei, că-i Caracolo sau Bârsănești. Pentru a menține 5-8 la Caracolo. Atunci când nu s-a mai putut, nu s-a mai putut, pentru că legea nu ne permite. E vorba de personal didactic că trebuie plătit. Ce credeți că pentru noi ca și școală, ca și consum, este mai bine că luăm copiii aia de acasă și îi aducem și pe timp de iarnă și plouă și ninge și tot așa mai departe, îi aducem la Bursărești? Deci nu este confortabil nici pentru ei. Dar nu avem ce să facem. Astea sunt măsurile acum. Cu această ocazie, cu pandemia aceasta care s-a năpustit asupra noastră, să spunem așa, cred că se va, din câte știu, se va trece la o micșorare a numărului de elevi pe clasă. Și poate, din dublu simultan care îl avem, poate reușim să facem clase de sine. Eu mă refer aici la Brătești, unde situația este mai bună cu copilașul. Eu altceva nu pot să vă spun, decât acesta este motivul. Eu consider totuși că trebuia cumva să apreciați faptul, chiar doamna învățătoare, eu știu că a insistat, dar ea cunoștea foarte bine problema aceasta. Deci pentru că datele din teren sunt datele, iar la dumneavoastră ajung ca ceva să știu care sunt. Nu mai comentez. Da, asta este răspunsul meu și eu vă rog să apreciați pentru ce am făcut bun, nu pentru că n-am avut, că dacă vor să ai internet, poți să-l aduci acasă, nu neapărat, COVID-ul de 0,4, nu stau în timpul orei pe internet. Deci sunt atâtea metode în care puteau să-și fac ei, să învețe și, adică trebuia să învețe. Și de acum, dacă din septembrie se va impune
oricum să mai impuneți să avem în toate școlile internet, vom realiza și acest lucru în platforme. Cu această ocazie, dacă tot mi-ați dat cuvântul, vreau să vă spun că la școala Vârstănești, așa cum a fost cu pandemia, noi ne-am onorat ca și școală de toate obligațiile care au venit așa mai cu greu. Din punct de vedere al cadrelor didactice, ei și-au făcut treaba, dar vedeți dumneavoastră că elevi slabi au fost și când veneau la școală. Elevi buni au fost și când veneau la școală. Cei care s-au implicat și în, până pe 11 martie s-au implicat mai mult și după 11 martie. Cu această ocazie noi am căutat acei slabi care erau corijenți să-i aducem la linia de plutire, adică prin teste suplimentare, s-au făcut fișe printate, am trimis ca totuși să putem să-i aducem, să nu fie acesta un motiv pentru că ei n-au putut trece anul școlar din cauza că noi nu ne-am implicat sau a fost situația generală care o cunoaștem cu toți. Asta vă pot spune. Referitor la clasa 8-a, deci au promovat toți, sunt înscriși în prezent la licee și școli profesionale. Procentul este mai mic, să spunem așa, că după generații, nu putem noi acum să spunem că au fost generații și foarte bune, deci și faptul ce vine și din familie. Nu putem noi să schimbăm atât de mult încât să facem un copil din nota 4, chiar să facem 10. Și deci sunt înscriși în, la licee, la școli profesionale, deci numai doi copii din clasa Broștic, care a refuzat să vină la înscriere din Vârstănești, și o fată cu CES de la Brătești, care cu probleme care deci nu se poate deplasa fiind cu CES, deci care nu este înscris actualmente. Iar această fată, nici la etapa 2 pe care am făcut-o astăzi, deci a fost termenul astăzi, nu s-a prezentat. Deci nu mai este problema școlii. Când cineva nu vrea să vină să-și termine cursurile, să facă ceva mai departe, o calificare. Iar nu am avut probleme, de ce să spun, și la evaluare și la pregătirea care au fost, pentru că noi ne-am asigurat, așa cum inspectoratul ne trimite, nu se spun că acum nu mai trimite chiar din două ore, până a să terminau cursurile. Deci noi am avut indicații clare exact ce trebuie să facem pe fiecare segment și la... Deci ne-am aprovizionat cu materiale, n-au fost probleme nici din partea profesorilor, nici din partea copiilor, adică chiar sunt mulțumită cum au decurs și pregătirea suplimentară care s-a efectuat și examenul de evaluare. Dacă dumneavoastră vreți să mai puneți alte întrebări, vă pot răspunde, adică eu am spus ce este concret acum. Da. Depinde foarte mult și cum, deci mi-aș dori ca și director, ca vorbesc și în numele colectivului de cadre didactice, ca totuși cursurile să poată face așa cum trebuie, adică online nu este totuși varianta, dar în condițiile actuale este varianta cea mai bună, pentru că, vedeți, răspândirea virusului este chiar nou citoare, așa că nu vezi atâtea date. Vedem ce va mai fi de la 1 septembrie. Noi, ca și unitate școlară, trebuie să respectăm întru totul, punct și virgulă, indicațiile Inspectoratului Școlar Bacău și al Ministerului Educației și Cercetării. Nu spun că suntem și în colaborare cu dumneavoastră ca și unitate administrativ-teritorială. Asta e ce depinde de noi, de colectivul de cadre didactice. De mine, ca și conducător de unitate, suntem dispuși să facem, să respectăm legea, cu alte cuvinte. Dacă vreți să-mi puneți alte întrebări, sunt dispuse să... Da, ca să vă așa, mulțumesc pentru răspuns și nu cred că l-a zis nimeni cum se apreciază faptul că s-a menținut școala albă. A fost specificat că... Nu, deci n-a comentat nimeni chestia asta și se apreciază lucrul acesta. Dar totuși eu cred că nu era un efort. În momentul când s-a luat hotărârea ca încă un an de zile se poate, se putea face. Și faptul că eu insist de 2 ani și ceva și nu am primit niciun răspuns, iar las un semn de întrebare. Mulțumesc acum pentru răspuns. Acum eu sunt învățat cu tot felul de lucruri pentru mine, asta o chestie, că de ce nu s-a putut. V-am explicat de ce nu s-a putut, dar cum se impune necesar, de la 1 septembrie o să aibă inclusiv și plătește, că am avut internet și la Caraclub, dar în măsura în care, nu știți, cu Wi-Fi, cu nu știu ce. Deci o să pune că o să ne aplice și pe noi și o să aibă și școala. Nu cred că a fost
Cine a vrut să aibă internet acasă, a avut. Adică nu este un motiv acum. Dar nu este problema internetul de la școală, care avea normal, de-a timp că sunt niște aparate, niște laptopuri, și stau acolo și se uzează, neputând folosi internet, nu e chestia să facă și mandă. Spuneți că e foarte bine că și-a avocat doamna învățătoare. Învățătorul respectiv să el să-și sacrifice, adică să plătească un abonament pentru școală. Pentru că era nevoie să scoată imprimantă, să scoată fișe, cum a spus, să se lucrează pe fișe. De ce trebuie să știți că sunt dotat de la școala asta? E de faptul că sunteți puțin dezinformat, că sunt și imprimante și laptopuri și... Sunt și care sunt în inventar de cășise, dar nu știu la altul timpul. Și dacă nu are net, cum să le folosească? Bine, acum vă spun, lăsați, dar a fost asta de domeniul trecutului, nu are net. De dânsa tot s-a folosit din net. Și a pus dânsa foarte bine, cum am și eu, cum are și X și Y. Și gata, nu iasă o catastrofă. Tot timpul pentru albele, deci pentru școala din albele, nu s-ar face nici cel mai mică blemne de s-a adus din capul primăriei. Da, dacă vreți să vă mai spun și chestia asta, pentru școala din albele și primarul și viceprimarul, domnul primarul, așa, s-au interesat, au acoperit școala albele ca să nu se dărâmi. S-o putem conserva. Eu, pe de altă parte, m-am zbătut foarte mult și cei, domnul Miron, poate soția dânsului, știe foarte bine problema de câte drumuri am făcut la inspectoratul școlar pentru a menține această școală. La fel ca și cu Caraclou. Pentru asta vă mulțumim. De ce să, eu vă spun că asta, deci știe toată lumea, asta este realitatea. Deci noi să mulțumim pentru că am mai putut totuși să menținem. Că sunt de la ușă la alta, de la general, la administrat, de la management, tot așa umblu, cu tot felul de memorii. Pentru a totuși a mai menține școala albele. Nu știm, poate legile au venit mai bine acum, mai dure, din punctul ăsta de vedere și cu numărul de elevi pe clasă. E păcat ca totuși într-o unitate școlară, într-un sat, să nu există și o școală. Se duc copiii de la albele, se duc la Poiana, da, este bine că se duc, pentru că educația trebuie să realizeze, indiferent că e la albele, că e la Poiana, dar noi avem copiii noștri și de asta spun. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc și eu pentru. Da, alte întrebări pentru doamna directoare? Atunci trecem la punctul 5 după ordinea de zi, diverse. Doamna directoare, da. Vreți să mai rămâneți cu tezorul? Mulțumesc! Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Consider că ați înțeles exact ceea ce trebuia să înțelegeți. Și raportul și sprijinul pe care l-a oferit primăria cu privire la școala Albele și de acum încolo vom vedea ce va mai fi. Deci ne vom plia exact pe indicațiile care sunt din partea ISG-ului și al Ministerului Educației. Mulțumesc frumos! Da. Punctul 5, diverse. Din câte se minte la ședința trebuie să s-a început din partea asta, mergem de la domnul Petru. Acolo pe eu, da, deci la lărgirea vidrului, o să par cu excavatorul din stânga și de dreapta, vidrul a fost cumva pe dreapta. Dacă era lângă proprietățile oamenilor, eu tăiesc al câinii, ori câini, cu vidrul excavatorul, o lărgire. Dic nu mai facem în continuare, eu am zis așa, pierdut. Fântâna scupată, podul de beton, a pus puntea așa pe aia, poți intra cu tractorul cu liede. Este fântână și trebuie refăcut sau în altă parte. A fundat fântână, a stricat podul de beton și orifit malul spre proprietăți, digul a făcut spre drum, dar dincolo putea să lasă așa. Deci omul s-a aparat cu sal, când cu răchițele, când e tăie răchițele, îl rup cu excavatorul și pe ce mai face digul? Dacă rup pe unul, rup cu excavatorul, nu zic să facă în altă parte. De ce a rupt și nu a făcut nimic, nu a rupt? Unde vrei mai lată? Așa, tot am vorbit prea văzut ca protesă, o știu ce că vița e acolo și o nu am înțeles. Uite, dacă crezi că vă ocupați să vii, uite, zăi și mâine după credința de conținut, e ceva pot să-ți uiți,
luat un tub, am dat 1,5 milioane pe el și nu a zis nimeni că... Mă credeți? Nu știu, știu că n-ai făcut nicăieri nicio fântână, dar din fundat pe fundat. Aștept. Domnule, nu puteai să lași fântâna aia în mijlocul drumului. Nu puteai, nu se putea să o lași. Da, chiar am lucrat drum. Până acum nu mai circulat șantierul și tot fel de util asta acolo și-o întâmpus. Deci concluzia mea este că dacă se face rău, dacă nu se face tot rău. Cam așa și că este matinea voastră. Deci cum putea? Dacă îi fundați fântâna în presa, este fântâna care... Sus, mai sus, sub 50 de metri, este fântâna care s-a amenajat. I s-a pus colacul, s-a făcut, s-a turnat beton, roata ei, tot. Aia ce să facem dacă era exact în mijlocul digului? Nu avea cum să protejeze. De aia pe care am fost la fântâna asta, aia nu mai era. Mergem acolo, cine are tații mai departe. Mergem acolo să vedeți. Da, cu partea despre proprietate, acolo, nu știu, cred că o să amenajez până să termină ceva, însă nu cred că o să le iasă șase. Cred eu. Cred că aia mai vreți mai foarte... Ei, nu țin bine, nu termină. Eu mă vor la fac, sau ce am avut din furnat de poate, nu vă zis, dar... Nu termină de acolo. Deci nu am terminat nici acolo, nici la tot, la agricultor, nici la tăinii. După tăi au avut vină și iau activitate. Și vedem ce se mai întâmplă. Dar fântâna nu avea sub nicio formă cum să protejeze. Ea venea exact unde vine de unde protecția drumului. Da. Și citat de proiectul. Proiectul cum era? Proiectul era numai de distrăcare. Făcută înapoi la anul. Pot de beton, unde așa, pot de drop-drop-o cu el, nu pot. Acolo vorbesc. Niciun proiect pe fonduri naționale sau europene nu permite să faci proiect cu mădeții pentru proprietari. Asta dacă le facem noi pe bugetul local. Păi, dar cum te-ai spus? Deci, să-l scrii, dar cum poți să-l faci? Dar nu puteai să-l lași în părâu așa, oricum n-aveai, tot trebuie făcut investiția aia acolo. N-aveai cum să-l lași, ați văzut că era mai jos decât nivelul digului. Mergem la fața locului, ce mai vreți, dacă mai vreți să mai mergem cu un metru. Cine are dreptate de fapt de fapt de fapt? Nu fac lumea, după metri, poți să bari mașina acolo, poți să bari, vrea mai larg. Înțelegi? Este, eu n-am întrebat mașina, dar am zis că mie ai tu, s-o împrumutat în bancă, deci s-o pot în foietul ăla de fapt. Poate să-i trafă traful. Dar spuneți, dar să-i trafă din friand, la mâini. Am întrebat, domnul Petru, dar se poate intra, poate intra cu tractor pe punte aia. Cum pare, uite, a dus și grindii groase a pus acolo. Dacă vreți, îl mergem. Să mai pun un jumătate de metru într-o parte. Da. Da, da. E chiar pe el. E chiar pe el. E chiar pe el. După ce terminăm, mergem acolo și discutăm acolo în fața lor. Domnul Felix? O problemă ridicată este pe constații sori de apreunțește. Ați văzut când de timpul bun au acces acasă prin alt viață. Când s-a ridicat nivelul apă ieri, pe bună dreptate și el a zis că eu pun de trec. Dar este pun din partea asta. Este pun din partea asta. Deci eu n-am zis nimic. Da. Așteaptă niște răspuns ușor. Deci pe lângă drumul apiei de fața școlii, pe drumul ăla, în capăt este pun din care se poate trece. Dar îl pune mereu, asta e. Da, ce face? Ce face? E înțelegat, îi dau într-o zi oamenii să sudăm, să mai facem un pont din partea aia, dar să facem și partea aia. Proiectul cu centrul de dineret. Proiectul cu centrul de dineret, așteptăm avizul de la AFIR. Săptămâna care vine, dacă vine, se apucă. Deci toate avem de la Consiliul Județean, la avizul de structură, putem începe. Nu mai trebuie avizul de la AFIR. Avem autorizație tot. Avem tot, bă, contract. Deci după ce se termină proiectarea, fac verificatorii, toate, trebuie să ne verifici un dat la fel. Nu știu care e, dar dacă asta e politica, nu avem tăzut. Nici nu mă pot, fără aviz de trafic, nu mă pot da. Aplica. N-ai cum, dacă nu-ți dă bani. Ce fac? Da. Domnul Lazar. Să continui cu aratul.
toată balastul. Continuăm, dar un pic să știam mai devreme astea. Ați văzut, dacă porcele ia la vale... Da. O altă problemă cu drumul de legătură, albul de Bârsănești. Nu știu dacă ați fost acum. Am fost. Așa. Deci nu mai pot să mai circul cu mașină mică ca să treci. Deci numai brază, deci cum nu mai dau nume cu cine, cum o trec la deal, la vale, cu tractorul. Vrizeala. Da, drumul de legătură al Lodos. Acolo s-o cheltuie. Chiar era bine. Se putea trece și cu tirul, și cu mașina mică, și cu... Da, dacă trece zi de zi așa, se formează iar șanțuri, iar rămânem prin șanțuri și iar... Și iar ne chemem. O să încercăm să punem două bariere în timp când plouă, să nu se mai da, dacă nu mergi la deal, trece pe bariere. Nici nu știu cum să facem să fie bine. Cam asta. Dacă Dilonie vine cu constructorul, cu terminarea asfaltului la noi, aș dori un compactor, dacă să-l băgăm la capitelian. Da. Mai avem partea spre Osoi, drumul care unii s-au turnat, s-au pus pe albastru. Da. Și ar mai trebui făcut o traversare aici a unui stăți Sorin Pielin, în fața acolo, să facă o traversare. Că balastru care s-au pus o spălat la capa acum. Chiar unii stroința... Eu nu pot la coapa pe dreapta, facem o traversare de acolo, să facem o parte asta la capitelian. Nu trebuie să... Nu trebuie să... Vedeam acolo la față, nu trebuie să măsurăm, să vedem cum... Este, parcă era un acolo, nu era un acolo. Da, era un iertul de fier, că spunem că este. Am văzut o chestie, totuși, acum nu știu dacă, în momentul când te duci cu vaca la apă și vezi că pământul ăla se moaie și se duce în gura la țeaba aia, totuși vecinii aia, nu trebuie să, haide să vin dacă nu știu, chiar în fiecare zi trebuie să duc primăria să, păi, am văzut că s-a dus vaca acolo, că-l cap pe margine, s-a dus un pic pământul în capul tubului, un pic o lopată și-l dau deoparte, doar aia se întâmplă acolo. Acolo când vine, un cal, se duce pământul ăla în fundătură, nu l-a mai ia peste tot. Ați văzut la seara, dacă a plouat, am venit echipa de la Bărsănești, pe un la uliță, în capul uliței, ne-au venit la lastru, de-o dată parte, de-o curățat drumul, la ora 6 și ceva, toți băieții de drumul și acolo unii au ieșit la lastru în drum, l-au adus apa, l-au dat deoparte ca să permite circulația. Unde asta? Și, pe zonele afectate, pe unde uliță de pe unei curge torențe. Și toaletizarea pe mușăt, acolo, de vizibilitatea de nu știu, au crescut ăsta, răchiți, ăsta, măcar cât de cât, și cu mâna ăștia ca nebunii. Nu putem să punem nimic pe acel drum, până nu l-am primit. Am înțeles, dar numai măcar de toaletizat. Da, trebuie să mai lucrăm. Deja ați trecut de piste rigolii. N-ați văzut, am sfundat și poate tubul ăla la drău pe aia, m-am spus că aia din el, ce băieță aia acolo 3 zile, ca să scoată pământul din... Era să întărise tubul ăla și să vedem unde să-l... Faci ca vetrul. Da, chiar am muncit acolo. Știu. Da. Și în săptămâna viitoare, sunt dispus să dacă vine și mă, nu trebuie să vină nimeni, să mă duc cu om, numai să știi inginer, electric, cine vine. Vine acolo, să, săptămâna care vine să mă întâlnesc rezervor de apă, nu avem mult, mă, nu mai am. Da, atunci să ne învățăm. Atât am spus. Domnul Georgescu. Eu ar fi dacă vă doresc să trebuie să o fi cu cadrele de la vedere, că acolo, dacă nu ne trebuie cu cadrele de la vedere, că să strece. Da, cu camerele de la vedere chiar azi m-a sunat. Acolo unde vom stați? La Glodon, s-a venit să vom deci proiectul este gata. Proiectul este gata. Luni vine domnii cu hârtiile să le ștampilăm, să le semnăm, să meargă la IGPR, să dea vizul. Și cred că de, na, într-o săptămână, două, începe acțiunea. Da, e o domnul Blănar? Da, mă revin cu chestia cu balastru, dar așa cum a spus, deci după ce se termină cu ploile, pe ulicioa vedea că am fost chiar pe un Andrieș, partea asta e jale. Nu pot scălca pe acolo. Andrieș, mâine. La micul.
De la Zvieta până la Mică, poate. Da. Da. Acolo și dincolo la Slavă, că nu s-a pus niciodată la Bucur. A, da. Știți ce era acolo? Ha. Am început la până la Bucur. Păi știu. Deci am băgat la asta acolo de amputabilitate. Acum? Nu am. Deci, acum un an în toamnă. Au să bat ei toamnă. Am fost eu acolo, luna acolo și era așa. Da, da. O să ne implicăm așa. Și acolo. Nu, dar ați spus că nu s-a mai cărat și de asta. Păi da, nu. Când se începe acară, vezi. Și dincolo la Giulieta, la Negoise, să te duci să vezi acolo. Am reclamat că ei nici au pus balastru deloc acolo. Băi, bine, acolo nu pot să... Am fost acolo, am trecut cu mașina, nu pot să... Dacă îmi pui și balastru, chiar... Păi nu, că acolo pământul e stabil, găuri nu sunt și, eu, și dacă punem balast, tot balastul ăla îți duce în șanț. Și după aia o să vină să facă reclamații, că ei s-au înfundat tuburile și nu o ia apa și o iei unde ia. Deci acolo, oricum am dat-o cu femeia aia, nu reușim să ieșim la... la penelite. Păi, v-am zis că... Da. Începe să strânge în autobuz, că... Da, știm. La ea nu s-a pus balastru deloc și nu au pus ei din buzunarul lor. Și... N-a pus nimic în buzunarul. Da. Doamna Gamat? Da. Am spus și mai înainte de unui primar, se surpă la pod acolo la Bucănești toate, dar înțeles că vine echipa lui și sperăm să o potolească și proiecte să nu se întâmple ceva. Da, și la stan acolo am văzut... Da, da, da. Și încă o sesizare, dar telefonică mi s-a făcut. Mi s-a spus de către Ghihani și Măuța, stă foarte prost cu apa. Mi s-a spus că am mai comunicat la primărie. Nu știu în ce măsură să îi putem ajuta acolo. Într-adevăr, este o problemă. Nu au de unde lua apă. Peste drum la Bocăneț, acolo și-a făcut fântână separat, deci o blocat, nu mai poate lua apă. La ei nu au nici măcar de băut. Mai spune de spălat sau de privat. Și dacă nu are acum pe timpul ăsta, când totuși mai plouat, că într-adevăr cu fântânile a fost problemă până și la mine, care iau numai eu. Vă dați seama ce se întâmplă... Acolo nu erau fost o vână acolo. Da, nu știu. Deși e cel mai plăși în loc, ca să facem drumul de la ajungare acolo. Da, e drumul către mănăstire, despre acolo și persoan... Nu sunt mulți, dar sunt 6 în casă acolo. Nu știu ce răspuns e, dar i-a spus să facă ceva scris, pentru că transmit, dar nu știu cum să-i putem ajuta. Da, nu știu ce vrea. Și cunoașteți problema. Nu puteam să punem o fântână, tot pleacă. Nu? Ultim. De asta m-am gândit, să fi pus în fântână sau eventual... Nu, colectat undeva și să știe acolo apă la robinet, nu mai nu știu ceva. Atât. Cu pomii, cu toaletarea. Da, o să ajungi și la caracol. Mai avem un pic la plătești pe acolo. Că la trimită aia de tot sunt plină de muște. Deci nu o spun aici. La budul ăla e dezastru. Atât, mulțumesc. Doamna Sant? Dacă ați putea să ne ajutați cu acolo intersecția cu Ion Rusu. Cu balastru? Da, cu mașina cu balastru. Am zis că o să suportăm noi cimentul. Aha, am înțeles. Așa numai... La poartă, unii, este o șansă. Unii întorcea toate mașinile și s-a stricat. Eu o mașină de balastru, două copii de balastru. Da, sunt cu soțul, fac și suport eu cimentul. Da. Da. Să se facă acolo, că acolo întorcea toate mașinile, vin... Am înțeles. Vreau să facă două camere, că ei prevăzut din curinaje, ca să, în momentul dacă se fundă tubul, chiar o să poți... Ca să poată să umbe, să fie traseu foarte mare. Ați văzut că dincolo am schimbat tubul, le-am pus cu da. Un beton. Da. Da, atât da. Domnul Bola? Spuneam și pe de camera, la numai ce camera. Cu apa este o problemă pe toată comuna. Deci a săcat izvoarele. Deci a săcat izvoarele. Deci cât a plouat de mult acum, nu se ridica. Deci nu se ridica apa. Deci cu apa e problemă. E problemă foarte mare. Ce spunea doamna Malgica, doar dacă se duce un
bazin de apă cumva la doamna colegă. Și apropo de terenul de la Lodosu, acolo se mai face rigole ceva? Pentru apă, ca să îndepărtez apa, să nu duc în urmă de apă. Nu, noi este aici, să vedem ce facem noi. O să facem ceva pe Udiadoca, nu ce dovadă. Da, nu. Fundația care există, nou, nu te îmbuiește cu ceva, rămâne așa cealaltă. Așa e, cred. Trebuia, da, ceva. El de-a pus ceva. Vine cu o fragă. Era tot de spus. Și nu se... Deci îi dădea un aspect dacă îi făcea în fațadă, da. Așa rămâne exact cum din turnare. Da. Să vedem, urmă. Cel mai lucru, nu poți ține mult sau ceva, dar ceva nu se vede, nu ții mult, să ții. Din cauza de trebuie să fie cu o fragă care se doarme de tonul ușos, adică care nu se scurge apa din el. Rămâne pelicul aia de asta și se pune cu o fragă din el. Și el nu se poate interveni, adică el nu prinde, nu are priză, trebuie ceva tot cu ceartat tot de la cap la cap și după aia să dea ceva. Dar așa e prevăzut să fii lucios. Dacă o proiectare sau nu se mai face acolo? Care șansă? Să facem noi pe bugeaia, n-a fost prins. Păi l-au plătat ei, nu trebuie să-l desfund. Păi de-aia când îți spune, n-ai mă să mai parchez ăștia mașinii când vine. Bă, dar acolo... Facem altul mai, e lângă șanțul ăla, mai mic, așa. Chiar pe lângă teren. Pe lângă teren. Ați înțeles? Toată apa de la, din spate, de acolo, de la Mărișii. Am înțeles, dar nu se poate. Facem o cugumie de aici, un de la cu dare de fer și vine apa la dare. Și da, dar chiar și mai sunt. Da, dar la discuție, zice domnul Georgescu, ca să știi ca pentru parcare. Da, da. Nu a fost prins în proiectul ăsta, așa ceva, păi, să vedeți dumneavoastră. Că ce se întâmplă? Noi facem apa, vine, începe săpătorile pentru conducta de apă. Nu dă afară. Mă credeți? Da, nu trebuie să facem ceva provizor. Ați văzut că chiar care ce s-a făcut. Da, proiectul de apă, univirii rezervorului, stația de coronare, apă, trebuie cum s-a spus, să luăm 2500 m2. Acum cum spune că mai trebuie 1500 m2, că nu se încadrează rezervorul de apă, trebuie văzut cu stația de coronare și tratare. Și acum am vorbit cu proprietarul Nea Casian, da, să ne vede 1500 alți bani, alte foi cadastru, foi dezmembrare, foi alipidii, că nu se încadrează, în 2000 mi-a trimis desenul de la București, tot. Omul zis că e de bună credință și ce mai dă 1500 de, dar au zis să fie o dezvață. La 2 euro metru pătrat, să-i fac cadastrare și să-i dembrată. Păi, ăștia îmi cereau la drum să-mi dea. Omul zis, la drum nu pot să vă dau. Dacă vă dau la drum de 1500 de metri pătrați, eu rămân cu 1000 de metri pătrați și mi-ai luat tot. Da. Și vrea în spate să-i dea. A trebuit lucru cu tot el să folosească terenul. Nu mai folosește nimeni, că toate terenul ăla va fi prevăzut cu bătaie, tot e zar, închis, zona de protecție. Nu poți așa. Acolo vor fi camere, de fapt, nu mai e, apoi e de-a nostru acolo, nu mai e acolo. Azi, nu e limitat de zar. Da, nu știu dacă e limitat de zar. Nu vor fi camere, nu poți acolo, vă dați seama, e atâta apă care ajunge la fiecare curte. Așa, asta e situația. Dacă era altceva, era mult mai bine. Păi vă dați seama, ca să facem un proiect pentru canalizare, ne trebuie la acolo, în zona Tazău, ne trebuie 2 hectare, cred că. Ca să vină în stație de curare cu toate aparaturile care sunt acolo, cu bazinile alea mari. Foarte complicat. Noi nu avem terenul dintre ăsta. Așa e. Că comuna asta nu are un pic de teren, ui toate. LNG-ul are, le vezi, toți au pe lângă apă. La noi tot e dat până în firul apă. Păi da, doamne, să-ți scurta și Balta Roșu, dată la oameni. Care putea să fie a primărie. Balta Roșu nu văd niciodată. Eu eram cu timp de aici. Partea de aici. Era de aia. Da, era de oameni. Eu am făcut, dacă mama mea și cu tata, eu îi... Cum să vedem, urau câini pe acolo. Nu a fost al oameni. Multe lume făcea lucrul ăsta. Poftim? Și mătușii mea se ducea la câini pe acolo. Așa au dat până la oameni, au dat până la mijlocul poate, la o parte și am bătut de la aici. Și zic, omul ca să te iei tere. Păi, și e foarte complicat. În cazul în care piraza comunei în Pârsănești, atâta e metru pătrat de teren, nu poți să-l ții de așa și o făcut la Glodos. Și-o dat, o lași de la Constanța, o lași de la Glodos. Mi-au frecat
Domnul Jurescu, eu n-am ce să mai fac. Așa e, ce să mai fac. Așa este, ce face că timpul trebuie. Noi am făcut ce am avut pe terenul nostru. Dacă dumneavoastră îi dă o, face o donație să ne dea nouă școală, bine ar fi, dar nu mai face. La cât s-o judecat, nu mai întâlnesc. Problema e că nu-l găsim, nici viu, nici mort, nici nu. Am trimis adrese și în Germania. Înainte mai venea. Înainte mai venea, mai făcea câte o poză de acolo, ceva. Și plătea și pe ei, dar acum voi de... Are 2 ani, adică nu am mai plătit. O fi închis doi, ce cu corona. Dar nu știu, că dar nu am plătit la el, nu știu, genie. Nu era bătut. Bine că nu am venit, chiar sincer să vă spun. Atunci când venea pe aici cu câinii aia, așa, parcă zic că îl mai realize, dar dacă să vină acum, nu mai rețin. Am trimis sora lui în Germania, pe adresa de e-mail, dar n-am mai primit răspuns. Da. Domnul Vlad? Da. Puterea la zona de cum mai venea de aici? Am dat. Vine cu mine la lucrul acum, vine cu buldozerul. O să s-a apărăgat sau dat de la pe acum. Îl nivelește. Și mai... Așa, că acolo s-o dat renunțarea. Am trecut proiectantul care am luat la fața locului, după renunțarea la contractul respectiv, a zis că el nu poate să-l facă așa cum vrei noi. Dacă nu, adică nu și-a spus răspuns, așa cum răspuns. Atunci să-l aduce la forma inițială, cum poate să-l folosească. Da. Mi-a zis și ei că vindictez în pică și partea aia și partea asta. O să adică să nu rămâne și eu, din bună. Nu rămâne nimic acum, să rămâne totul, dar ocazia să și mai extinde de aia. Intervin acolo. Problema e că e fugitiv locul ăla, acela. Da. Până amenajăm... Nu au fugit niciodată pe elevă acolo, dacă se spune că fugi, da, fugi. Fugi din noi, de mâine. Experiență, nu putem de-o să ne... Eu n-am văzut niciodată să fugi pe elevă acolo, dar... Asta e. Au fost o perioadă câteva, la 6 și mult. Fenomenii din astea de pe care totul s-a stabilit la sol, după ca de vreme. Întoarce acolo. Știu că s-a pus problema asta și pe la noi, știți că am discutat de atâtea ori cu drumul ăla acolo, așa ca de 154 de ani. Deci, știți ce se întâmplă? Asta poate să apare ea. Vine un an din ăla care ne începe de cum și ploi din primăvară până toamnă, după cum e să se cer tot. De fapt, nu mai este ce tot, tot să se cer. Da, ideea este, știți cum e, că ce spune și colegul, deci nu știu acești experți care fac expertizele astea, nu știu, cam toți au aceeași idee, dar faptic nu se întâmplă ceea ce susțin ei, faptic. E, de exemplu, și zona inundată de zona Târgului de aici. Ei spun o dată la 100 de ani. Deci nu calculează că la 5 ani, 10 ani, 15 ani. Totuși are. Dar domnul Vărlan știe studicat, că a fost acolo, a fost domnul Mihai Lini și cu domnul Vărlan, că a fost acolo, cu Gabi Lini, s-a proiectat și a zis că nu, aici nu. Bine, varianta că proiectantul nu vrea să facă asta este... Proiectantul, eu nu l-am văzut acolo proiectantul. Sunt atâția proiectanți, a fost acolo, dar am văzut ce trebuie. I-a fost proiectantul să le dea acte, nu știu cum nu trebuie. Trebuia să facă niște modificări de acte și ca să nu mai facă. Dar am făcut modificări de domnul Vârlan, le-am făcut. Am făcut alipirii din două cadastre, am făcut unul singur. Că au fost două cadastre acolo. Atunci, de ce nu s-a putut face dacă s-a alipit și în cealaltă parte? Eu vreau să vă închid la ideea asta, totuși văd că se renunță prea ușor la niște proiecte sau la inițieri de proiecte prin simplu fapt că, nu știu, oarecare, un X expert își dă el o părere. Deși, din punctul meu de vedere, ar trebui mai multe păreri ca să putem să tragem o concluzie. Da, haideți să vă dau un exemplu. Vă rog, deci zona nu s-a asfaltat. Au fost patru experți. Ultimul a fost aia și au autorizat din București. Aceeași părere și-a dat-o și-a dat. Mă puțin, toate în reclamațiile care am instrumentat Comisia Juridică, nu am văzut patru experți, am văzut doi, din care unul este abonat pe Comuna Cărsănești, ăsta este abonatul, nu? Bine, nu dau, nu am adus experți în alte părți. Și alt expert, eu nu am văzut într-un document trecut referitor la drumul de la Brătești care nu s-a asfaltat. Nu am văzut un alt expert. Nu, nu ne-ați înaintat, ori nu ne-ați dat documentele atunci când am soluționat această sesizare, dar totuși ne renunțăm ușor numai pe opinia unui expert sau unei persoane, ceea ce din punctul meu de vedere am spus, ar trebui niște opinii mai multe decât să ne renumăm așa la mână. La fel cum tot observ la nivel de comună, nu o fac ca o critică, cum o să la nivel de comună, aceiași proiectanți sunt toate proiectele noastre comună. Nu există alți proiectanți.
Păi, știți, domnule, mi se pare și mie suspicios, ca orice om de rând, mi se pare suspicios. Dar vă spun și aceeași afectanță, din cauza că dacă mergeți la orice comună, la orice, deci fiecare și-a făcut pe cineva care crede că cu el poate să obțină fonduri, cu el poate să ducă să fie proiectul viabil. De asta nici nu-și mai astfel răspunde. Ei spun, vă mergem pe varianta asta, pot obține fonduri, se poate autoriza, se poate tot. Nu mergem, eu mă retrag, nu mai pot. Înțelegeți? Înțeles, înțeles și din cauza. Da, ok, da. Atât vreau să spun pe ea această idee. Da, frumos. Păi, a venit cineva de la Iași. Eu i-am zis, domnule, sunt sigur că acest proiect ajunge în regiune? Păi nu. Păi așa nu se fac. Eu dau bani și dau bani și stă prăfuită sus, că mai sunt o grămadă prăfuită. Ia-ți, domnule, mergi până la final, noi îți plătim. Frumos. E, dar s-a plătit, domnul primar. Pe proiectul de la Brătești s-a plătit. Banii am casat. El așa a dat-o inițial, a spus că, deci știți când s-a făcut proiectul inițial, trebuie de la unde s-a terminat asfalt, trebuie să mai avem 400 de metri. După aceea a revenit la idee, na, așa a avut domnul primar interimar, că așa a avut că s-a mâncat niște asfalt și trebuia aruncat și trebuia justificat banul. Așa și după aceea a revenit la proiect. Păi stai că știți, e o zonă defavorizată, este o zonă de risc, este o zonă de nu știu ce. Dar când a făcut proiectul inițial, nu a fost o zonă de risc. Deci aici se naște suspiciunea, în primul rând. Da. Deci, inițial s-a putut, după aceea revin la proiect. Nu se poate, referitor la ce spuneam și cu ăsta, că terenul alunică, că terenul este instabil și așa mai departe. Ei sunt acoperiți. Undeva nu am nevoie să fie aici. Domnul vice, orice instituție, dacă îmi permiteți, orice instituție și orice lucrător sau angajat al unei instituții, să acoperă în hârtie, ca să o spunem pe aia dreaptă, da? Dar mie mi-a incasat banul. Este ban public, mi l-ai încasat, ai spus da. De ce vii după ce spui nu? Aici este ideea. Eu n-am nimic împotrivă. Da, domnule, trebuie să spun la început. De aici încolo nu mai mergem. Nu era mai corect așa? Da. Ca să completez pe colegul, deci ei au niște bani lăsați pentru neprevăzute. Dacă acolo a făcut proiectul, deci trebuia să bage bani pentru neprevăzute, acolo unde... Dar tot o baga domnul Vârdan pe neprevăzute în Brătești. Eu mă gândesc că totuși n-a fost pe teren când a făcut proiectul, ca și la teren de sport. Și deci o face din birou și din birou... Și eu așa opinia asta și eu așa opinia asta. Zic și eu, nu știu, nu garantez că chiar așa a fost, dar odată e bun, odată nu e bun, deci e ceva care nu... V-am spus, deci asta este cum se întâmplă. Din cauza că și la Comuna Craiova la aceeași poveste, când s-a făcut proiectul, s-a făcut de 30 de centimetri de balas și când au să fac la 70 de centimetri au dat de apă și din măcelul. Automat că banii s-au dus. 70 de centimetri nu se compară cu 30 de centimetri de balas. Ce știu la Glodosul? Cât, deci, cât e de aici, de la primărie până la Glodosul? Un kilometru și ceva. A făcut toate acolo la Glodosul, unul peste altul, din birou. N-a fost acolo să vadă care este orașul ăla și ce am. Și-a dispărut domeniul public a primăriei. Pentru că s-a făcut proiecte de aici. De aici. Când era domnul Sfârlea, când era în prietenul tău Sfârlea, cu 20 de ani, atât de aici. Sau mai mult. Da. S-a făcut de aici din birou. Am vorbit așa, am rămas fără teren. Asta e. Aveți ceva întrebări, domnul Brăna? Nu, mulțumesc. Da, eu revin și eu cu aceeași problemă care a colegii, deci fluidizarea circulației rutiere și pietonale. Deci eu vreau să aduc în discuție la intersecția cu strada Gheorghe Sion spre calea Brătești, porțiunea aia dreaptă din, de acolo, de la Troița aia de la noi. Ar trebui curățate șanțurile, chiar dacă aparțin de DG116 și nu sunt în competența noastră ca și administrator de drum. Ar trebui curățat că iese apa când plouă, acum când vine apa asta pluvială, iese și curge pe stradă și bine, aduce și aluviuni. Trebuie curățată vegetație, trebuie puțin adâncit, dar nu numai acolo, trebuie peste tot, că în general iese la aluviunile în stradă. Da, bine, bine cu viteză de sus, e un pic de inclinații, declivitate de teren și vă dați seama, iese acolo și se creează probleme de circulație. Na, acolo, asta e singura problemă care o ridic astăzi. Domnule. Da, mulțumesc frumos.